Pe 7 mai, publicul iubitor de teatru are ocazia să vadă în premieră piesa Otelo, montată de regizorul armean Suren Shahverdian, care înlesnește să aducă la viață piesa marelui dramaturg William Shakespeare. Cuvântul cheie în jurul căruia este însă ilată întreaga poveste este gelozia, iar tactica lui Iago de răzbunare și conflictul sufletesc al lui Otelo constituie evenimentele principale ale dinamismului firului narrativ. Traducerea și adaptarea textului aparține lui Valeriu Andriuță și este unul sculptat cu schimbări majore față de original, practic o versiune proprie semnată de regizorul armean. Acesta consideră că nu există dragoste fără gelozie, iubirea nefiind posibilă fără acest companion. În fond, piesa are la bază acele lucruri veșnice care sunt dragostea și bunătatea, pe care regizorul speră că fiecare dintre noi le posedăm. Tocmai de aceea, un fel de pariu pentru el este și personajul Iago, care duce lipsă evidentă de calități și are porniri pătimașe sau planuri machiavelice. Este o provocare regizorală pentru Suren să descopere de unde provine această sămânță a răului care nutrește în personajul lui Iago și care va fi interpretat de această dată de actorul Mircea Silaghi. Prietenia lui Suren Shahverdian cu teatrul Tony Bulandra din Târgoviște a ajuns la frumoasa vârstă de 10 ani, acesta colaborând și în trecut pentru alte spectacole, precum Hitler in Love sau Un tramvai numit Dorință, aplaudate la scenă deschisă. Scenografia va fi semnată de Mihai Constantin Ranin și, așa cum ne-a obișnuit, va fi originală și fluidă, permițând spectatorului să navigheze fără prejudicii în timp. Rolul principal, Otelo, a fost distribuit actorului Liviu Cheloiu, care se impune să-l catalogăm ca fiind unul dintre artiștii majoriei generației sale, pentru că nu încetează să ne surprindă cu prestația sa impecabilă în spectacole, fie ele comedii sau drame. Rolul principal am jucat, Otelo, e prima oară și cred că este un cea mai mare provocare a mea de până acum, Otelo. E un nume mare, când spui Otelo, spui multe. Cred că actorul care ar trebui să interpreteze acest rol trebuie să aibă o maturitate, o experiență, hai să-i spunem că înțelepciune. La toate astea, experiența, maturitatea, până la urmă, înseamnă înțelepciune. Nu știu dacă ne neapărat să treacă prin situația lui Otelo ca să poată să joace Otelo, dar, repet, singurele mele repere sunt textul, Suren și datele mele. Așadar, v-am convins că merită să fiți părtași la o poveste periculoasă despre ambiție, gelozie și dragoste, care va avea premiera numai departe de 7 mai, începând cu ora 19, pe scena teatrului Tony Bulandra din Târgoviște. Я всех приглашаю с удовольствием на спектакль. Я думаю, всем понравится то, что мы покажем, и зритель сделает вывод из того, что мы показали. По крайней мере, что-то в душе пошевелится у зрителя. Всех приглашаю с удовольствием на наш спектакль «Отелло».